Bună seara! Lumina nu mai tremura. De ce tremuri? Uitați cum tremură lumina, uitați! N-am bani. Dacă n-am bani, unde vrei să-l schimb? Nu și de canalul meu. Nu mai zic eu, gata. Mi-am consumat vorbile înainte și nu știu ce să mai spun. Da, mă, eu nu suport din ăștia, tăieturi din ăștia, eu nu suport. Da, niciun. Eu când fac loc, fac loc. Mă, o fi bine, ce am spus, o fi bine, gata. Asta e, mă știu prietenii, că dar nu... Prieteni, vă rog, am nu mi-am făcut și eu canalul, așa cum ziceați, că să fac și eu, nu mai vreau să-mi filmez cu Bubu. Vă rog frumos, abonați-vă și la canalul meu, vă rog frumos să fac și eu cât trebuie, nu știu. O mie. O mie de... Să facă și acolo cât trebuie. Da. Să facă și eu cât trebuie acolo, 1000 de abonați, vă rog frumos. Abonați-vă prieteni, căutați meu, acolo Câmpeana Mix. Mix de la Austria. Da, așa să căutați, da. Să intrați, să lăsați un follow că acolo. Că multă lume că de ce nu fac canal, că nu mai vreau să mai îmi filmez cu Bubu. Pentru să-mi spun pe mai din cauza lui, a plecat de nu la muncă. Cu cearta lor, cu tot. Buba cu stă relaxat la birou. Secretara nu a arătat-o. Lasă cu arată mai târziu secretara. Au. Da. Cred că mă așteaptă pe mine secretara. Da, uite, Câmpeană, n-am pe nimeni. Păi cine a spus? Cine a spus? Dar să uita în dreapta lui. Au. Uite, Câmpeană, n-am pe nimeni, da. Asta trebuia să... Tremură și mama. Tremură pe tine. Mama, și ma tare tremură, să știi. Lasă să tremur și așa vai de capul meu. E nu mă tremur. Simt bine, îmi cer scuză, prieteni, că lumina de asta, că a zis că a fost cu mine la urgență. A, prieteni, mă, am spus mai înainte și s-a tăiat partea aia. Mm. Vă rog frumos, din suflet, abonați-vă cât mai rapid la femeia asta, că e venit rău. Mă, venit rău. Pe ea nu întrerupi. Ea venit rău, nu mai întrerupem. Dar nu mai spune așa, că lumea crede unde glumești. Nu glumi. Crede. Dar ce e azi? Nu mai sunt voie glume. Da. Prieteni, am fost chiar cu mine, postez vlogul la mine, pe canalul meu. Am fost chiar urgență, a fost rău. Și eu am zis în spirit de glumă, am zis că ți-ai venit rău, că n-ai făcut abonații. Spune că crede prietenii, crede și prieteni. Dacă prietenii nu sunt oameni, tot ca și noi, nu știu la glumă. Mamă, dar dacă îți faci un canal și o să vină comentarii, că știu acum cum faci una. Nu le convine. Pe pariu că o să se transforme și eu, cum primea taică-mi înainte un comentariu negativ. Sunt învățată, te rog frumos, și sunt învățată. Scandal, și când primea un comentariu negativ de la doamnă, Lumina! Dar Lumina era de vină. Mă, dar nu mai vorbiți cu ce nu trebuie, vezi că vorbiți și voi. Dar nu sunt învățată, mă, făceam toate felurile. Da, fată, las că e învățată. Mă, și la voi, cine am filmat cu voi? Lasă că nu-i vreau să citească comentariile. Nu, dar nu, vorbește gura fără tine acum. Mamă, da? Ce aveți? Sincer, mă doare capul. Ce aveți? Pe mine. Și vorbesc să nu adorm. Și pe mine mă doare capul. Mă simt rău, prieteni, nu știu. Am o durere de cap, am ețel, nu știu. Nu știu ce cu mine, ori diabet, ori... Nu te mai stresa. Despre dănuți, lasă-l că e bine acum. Da, că spun prietenii, auzi ce mă plâng atâta. Așa e. Da, dai seama. S-a găsit cine să ducă la muncă să ne aducă bani, îți dai seama. Dă nu. Copilul o mamă. A zis o doamnă la mine, cred că n-am cât și... Lasă că vei și tu, Mădălină, poate pleacă și altă la muncă. Că ce plânge atât, auzi? Ce s-a dus la spânzurătoare? A, păi nu l-a spus, dar aproape cred că e spânzurătoare și e și asta. Mamă, că muncește. Normal, păi de ce să muncește el? De ce? Taică tău stă acolo la birou și să muncește Dănuț, că așa i-a spus. Să se ducă la muncă, să pleacă din casa lui. Să că așa a spus Bubu Max. Să pleacă ceata care a fost între ei. Că să pleacă din casa lui, că să se ducă la muncă. Și Dănuț a pus ambiția să se ducă la muncă. Asta a făcut. Și o să pleci și eu la muncă? Da, tuti. Serios, prieteni, Dănuț a zis că stă el acolo să vadă cum o e să și... să plecă și eu la muncă? Și eu mă duc după el. Da, uite, plecăm toți acum, dai seama. Dă dură de bani. Vine și David. Da. Nu, serios, eu mă duc după el. Mă duc după el acolo, la Germania, da, la muncă. Să lăsăm pe Bubu. Să lăsăm singur el. Serios, mă duc. Stă omul la birou. Dumnezeu, dacă vrei, vii și tu, dacă nu. Eu sunt prima, când am cred că.
Și mai arată. Tu vii și tu? Da. Vă rog eu din suflet, abonați-vă la canalul Câmpiana Mec de la Strehaia, așa cum a spus multă lume că de ce nu-mi fac canal, nu mai vreau să-mi filmez cu nimeni. Gata, filmăm singur. Yeah. Revenim din bucătărie, nu mergem. Vă uitați pe mama cum face vlogul și ține telefonul așa să filmează nas. N-are cum. N-are cum. Voi deștepte vă dați voi. Nu, mă. Păi filmează și tu. Pune mâine telefonul pe masă pe trepied. Nu, bine, poți să filme, nu sunt breagă. Îți faci vlog? Îmi fac. Găsesc eu. Acum nu știu să vorbesc. N-am limbă sau ce. Mă, nu, de-aia a zis-o că n-ai limbă. Dar ce? Mă, filmeze, găsesc eu. Ce filmează prin curte. Păi normal, am ce să arăt. Oameni buni, o să vedeți că vara asta nu o să mai stăm acasă. Vara asta o să fim plecați în afară, alături de Dănuț. O să facem vloguri de acolo. O să ne angajăm și noi undeva. La muncuță. E chiar frumos să mergi la păi muncă. Mergem la Constanța, la birou și stăm. Nu, nu. Nu mulțumim noi, nu. Poate matale. Eu. Păi are omul secretară. Nu, noi nu mergem, noi mergem nu după de mult. Nu-i trebuie altă secretară omul. Stă singur, el. Bate vântul. Da. Prieteni, revenim. Chiar acum, prieteni. Nu o să iert pe bubu niciodată. Ce facem noi toată asta? La mine deja e planificat. Ce? Casa nu mi-am început. Păi aia, ca să-ți termini și tu casa, trebuie să mergi și tu la muncă. O să vrem cu Dănuț să ne caute și nouă ceva pe acolo, de muncă. Mm-hmm. Nimeni nu credea că Dănuț ajunge, toată lumea lua în bâză, dar ați văzut unde e. N-ai văzut cum vorbește lumea din Strehaia de el? Da. Cine a vorbit? Trebuie să spun ție, Popolea, cine a vorbit. După aia, după ce încheie, îți spune. Ah, revenim din bucătărie. Nu știu cum am luat un ieri. Ce are? Gătit ceva? Nu, am pus carnea, am pus eu carnea și rămâne alea așa. Poate mi-a vrea David, dacă le pun la frigider, îngheață iară. Prieteni, Luminița vrea să spele castronelul de vopsea. S-a roșit? Punem doar ouă în frigider. Prieteni, să vă abonați la canal, intrați acolo, să vă las și... Cred că mâncșul ăsta, că mă arde pe piept. Am mâncă unul. Nu, vreau să mâncăm amândouă. E vezi, dar bună e, dacă nu e. Nu e. Hai că mâncăm amândouă. Uite, am luat niște... Așa să zic mâine. Am luat niște rușoare șerii și niște ardei. Ce vine? Vineri? Mâine e post. Mâine e zi de post. Prieteni, să vă abonați la canal, o să vă las și pe comunitatea acolo să intrați să vă abonați. Și la mine, dacă puteți, în continuare, vă rog. Da. Ca să fac și un... Eu dacă fac 10.000, promit că vă fac un tort. Și la canalul meu cel nou. Și la canalul ei cel nou, că ați văzut unde și cum. Ce vreau să vă zic, prieteni? Mă, dar mai e gheață. Gheață, da. Vrei să bem pahar de suc? Gheață vreau. Gheață. Așa, vreau ceva. Și eu am așa o stare rea. Când îl văd pe Dănuț acolo în praf, nu vine așa o stare rea. Și mi-e milă de el, sincer. Nu se poate eu, că așa am asta o stare, dar nu știu de ce. Și eu. Mâine suntem 29. Iese și luna asta, prieteni. Începe luna aprilie. Trebuie să începem curățenia și avem o grămadă. Mă bate gândul ca mâine să mă apuc la etaj de împachetat haine și de asortat și de... Le-am făcut de trebuie să fac cu hainele. Le-am dat privirea, nu știu, unde sunt lucrurile voastre. Nu m-am băgat pe nu știu. Păi asta zic, să văd ce mai las, să văd... Eu mi-am făcut de la lucrurile mele. Și în lucrurile unde ai tu, betele, globurile alea, eu nu știu ce să fac acolo. Nu știu, trebuie să le scot.
Să văd ce mai avem. Trebuie soldate, globuri, ce trebuie, pungi, băgate. Da, și globuri, și chestii, multe, și... Pă, ia nu glumadă, cu salteaua aia nici nu știu ce să fac. Salteaua aia mare mă cam încurc acolo în cameră. Hrănuții de ale lui David de când era mai mic trebuie să le adun într-un loc. Ce nu mai purtăm, nu știu, văd ce fac cu ele. Și trebuie să ne apucăm de curățenie. Băi, nu m-am sunat deloc atunci. Nici când nu m-am mai sunat. Prieteni, închei vlogul aici. Că trebuie să vă spun pe Denuț că deja m-a luat dor de el. Îl sun acum. Și să intrați și la el, că o să vedeți că o să posteze și el astăzi un vlog. Acum, de fapt. Un vlog nou. Vă pup și să aveți o seară frumoasă. Pa, pa!